că... S-a întâmplat nimic. Poți să zică că a scris el, dar nu știe când. Îi spui tu sau iară direct? Îi spui tu sau iară direct? Ah, ok. Hai să vezi ceva mișto. Deci nu e nicio rege. Ce, curge ulei? Da, da, da. Aici, în față. Ia, ce vezi aici? A, mulțumesc. De aici începe. M-am chinuit, am băgat, am pus, am produs de BMW, de luat de produs de transportat, am luat și produsele de la Motul, că poate cine știe, avem nevoie acolo, mai curățăm o cască, mai curățăm un combinezon, mai un șpei de lanț, mai o nebunie, să facem să fie bine, să nu trebuiască. Și e totul gata. Băi, am ajuns, n-am mai apucat să filmez pe drum. Foarte matinal, oamenii ăștia, mă așteptam. Doar că Dumnezeu e cu noi astăzi. Că avem parte de nori și asta e un lucru bun. Un lucru extraordinar. Bombă intergalactică. Da, mă, la 9 se deschide. La 9 se deschide treaba și noi am ajuns la 9:20. Ceea ce nu este chiar un dezastru. Sunt 4 grupe, cam... Adică ne dăm cam puțin. Dar e bine, că oricum nu pot eu mai mult. Ești pregătit, frățioare? Ești pregătit? Am venit. Vine și Vlăduț? Incredibil. Vlăduț? Vlăduț. Era așa, era așa. Plină de praf. Și cu ce, ce folosești? Ce ai luat? Insect remover. A, e bun, e bun. E bun. N-avem noi insecte, dar praful totuși șterge. Nu-i problemă. Marius Dobrescu, care a venit la circuit să curețe anvelopele. Profesorul. Ia să vedem. Băi, dacă nu-ți intră burta, te ajut eu în combinezon. A, nu ești aici. Unde ești, mă, Mariuse? Te dai în pantalon scurs, Vlade? Pui genunchiul jos, da? E mișcare. Ia. Te urmăresc. Ia. Incredibil. Tu te-ai luat pe Morbidelli, nu? Dacă ăla a zis că n-are permis, da. Tu ai zis, eu azi vin cu scuterul. Tu ai permis, dar ai zis că vii cu scuterul, nu? Bravo, e o alegere foarte bună. La sfert! Nu mai fi invidios. Dau o pauză de căzătură. Se vede, nu? Se citește pe chipul tău. Nu, îți fac film. Îți fac film. Cer scuze. Da, așa arată track de-ul de azi. Bombă. Bombă intergalactică. Da, se mai întâmplă și de-astea, dar e bine că e tot ok. Cel puțin cu omul și nici motocicleta n-a pățit mare lucru. Vremea e bombă. N-am plăcuțe pe față. Nu că pe spate ar conta, că nici nu frânez cu spatele. Dar, na, asta e. Îi dăm înainte. Ce? La băieți, mâncați și fii atent ce le mânc la băieți. Ce? A, am văzut, da. Am văzut, da. Da, bombă. Bagă-l în priză.
Cât a fost? Cât e asta? Ai idee? Nu, dar sunt de asta. Da, mă, s-a curățat bine, țipă. Da, dar cine este băiatul ăsta sexy? Hey. În colanți? Hei! Hei! Hey. Și în papuc cu... Șlăpuț cu șosetă? Ce ești tu, pilot de MotoGP? Da, incredibil. Și ce, ai furat săpunurile lui Cabral? Da. Incredibil. Gata, m-am făcut prima sesiune. Mi-a vândut Vlad doar pe 50 de lei niște. Ce, mă? Niște tixuri. Și a mers 2.07. Prima sesiune. Dar nu mă bucură asta. Nu mă bucură timpul pe circuit, pentru că nu pentru asta merg aici. Și mă bucură faptul că trupul s-a simțit bine și n-am mai fost obosit. Nu m-am mai simțit ca la 83 de ani, m-am simțit ca la 45. Poate în următoare mă simt ca la 38. Nu se știe niciodată. Zi-mă, te fac mecanic de curse sau? Nu? E concentrat pe treabă, aranjează fire, nu te pui ești de bun. Fac un mecanic la MotoGP, vorbesc cu Morbidelli și îl trimit acolo. Vezi, o țin eu? Hai că o țin eu. Hai că o țin eu, dă-mi coace că o țin eu. Șale. Am zis că nu curăț, știi? Și când am intrat mai devreme, parcă nu vedeam cu un ochi. Zic, bă, de ce n-am șters-o eu, mă, frate, mă, zic, chiar așa? O, a venit, mă, cu gentuța. Ce ai, mă, ești de bun. Au venit ăștia de la MotoGP, frate. Auzi, gata, mă pare rău, scutăriu, că n-am putut să ajung la podcast. Dar la stai pe practic. Ești direct? Mac. Mac. Așa o să fac pe tine, Mac. Yeah.
Bărăi, nu știu, da. Auzi, bro? Da, bă, m-am dat seama. Bă, la jumătate, bă, la zic, bă, ce stă, stă cu soare să mă... Zic, după aceea, zic, tu te-ai vreo bădă. Zic, incredibil. Și după aceea știa, bă, s-a mai apăsat și după aceea tot pătrezi. Da, cum se oprește-te odată? Deci suntem atât de profi încât am venit și la duș. Și culmea culminilor, fac duș cu Vlad. Vlad Neaga. Vorbește cu mine, vorbește cu mine, frate. Bombă. Se lipesc papuci aici. Piu, piu. Da, mă. Tare, dușul ne dă 15% la viață. Ca la jocuri. Bă, a intrat peste mine. E mișto la Marius pe stradă. Avem șanse să intrăm. Dar ce caut ăsta aici? Ce cauți aici cu metre? Ești afară. Incredibil. Așa arătăm obra. După circuit, nu mai am slick, mai am puțin. Trebuie schimbat. Am de schimb. Nu e problemă, dar trebuie schimbate, bineînțeles. Am curățat anvelopele, ca să zic așa, după secuiesc. Am uns lantul acolo și uite ce s-a întâmplat. Am de curățat, dar nu mai am timp acum. E haos. S-a murdărit totul, s-a necleit, s-a vasilănit, s-a te. Uite ce e aici. A fost cald rău de tot. Atât de cald încât la un moment dat motocicleta a refuzat să mai tragă. Și mi s-a prins o eroare pe bord care spune Air Sensor Temperature. Adică na, a zis și ea, băi, nu mai pot, e prea cald. 2.04 a fost timpul total obținut cu motocicleta care nu mai trăgea. Deci cred că se poate mai bine. Îi dăm mai departe să vedem ce zice. Într-o zi de trag de-i mai răcoroasă un pic. Că asta a fost haos. Efectiv haos.